La Drăgășani, fotbalul a fost la înălțime timp de două zile, perioadă în care stadionul municipal din localitatea Vâlceană a găzduit cea de-a treia ediție a memorialului Valeriu Enăchescu. O competiție rezervată echipelor de copii și juniori, au fost prezenți peste 200 de viitori campioni ai sportului rege, performanță pe care deja au atins-o doi jucători formați la Colegiul Național Gib Mihăescu Drăgășani, Alex Dandea, campion al României cu Astra Giurgiu, respectiv Adrian Păun, câștigător al Cupei României cu CFR Cluj. Acesta din urmă are în palmares convocări la prima reprezentativă, dar o accidentare a făcut ca olteanul să rateze lotul pentru europeanul din Franța, motiv pentru care a fost prezent la întrecerea de la Drăgășani. Da, este o situație normală până la urmă, ținând cont că nu am jucat foarte multe meciuri în acest campionat ca titular și a venit și această accidentare, e normal să nu fiu acolo. Îmi doresc din tot sufletul ca tricolorii să calcifice mai departe și la campionatul mondial sper să fiu și eu pe teren. Regretatul Valeriu Enăchescu a pregătit ca antrenor echipele Chimia Râmnicu-Vâlcea, FC Olt, viitorul Drăgășani, după care s-a dedicat activității cu copiii la Clubul Sportiv Școlar Drăgășani și ulterior la clubul pe care l-a înființat, CSS Viitorul Drăgășani. Din postura respectivă a inițiat o serie de turnee puternice pentru copii și juniori, dar a organizat în premieră și Gala Sportului Drăgășenean. Regretatul profesor Valeriu Enăchescu a plecat la Stele în anul 2011, la numai 65 de ani, dar amintirea sa rămâne vie odată cu acest turneu memorial organizat de fiul său, profesorul Narcis Enăchescu. Din păcate nu l-am cunoscut pe regretatul, dar l-am cunoscut pe fiul dumnealui și pot să vă spun că mi-am făcut o părere. Este un profesor foarte bun care, după cum ați văzut și dumneavoastră, știe să-și atragă copiii și asta este foarte important pentru că în ziua de astăzi copiii, în primul rând, trebuie convinși că sportul este bun pentru ei și pentru sănătatea lor în special. Echipele de juniori s-au întrecut pe cel mai mare stadion al municipiului Drăgășani, câte 4 formații la fiecare dintre cele două categorii de vârstă, 1999 respectiv 2002. Competiția s-a derulat după sistemul fiecare cu fiecare, iar în cazul unor eventuale rezultate de egalitate, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. La Under 14, turneul a fost câștigat de echipa Clubului Sportiv Hidro Râmnicu-Vâlcea, secundată de formația Colegiului Național Gib Mihăescu Drăgășani. Bucureștenii de la Intergalaxy s-au clasat pe poziția a treia, iar locul 4 a fost ocupat de CSU Craiova. La categoria juniorilor Under 16 s-a impus echipa liceului cu program sportiv din Slatina, urmată de CSM Râmnicu-Vâlcea, în timp ce locurile 3-4 au fost ocupate de Gib Mihăescu Drăgășani, respectiv Licaios Râmnicu-Vâlcea. Sarea și piperul competiției le-a constituit grupa prechindeilor în vârstă de cel mult 8 ani, acolo unde s-au întrecut Hidro Râmnicu-Vâlcea, Sarmigetica Râmnicu-Vâlcea, Gib Mihăescu Drăgășani și Atletico din Craiova, iar meciurile s-au derulat pe parcursul a două reprize a câte 15 minute. În primul joc, gazdele din Drăgășani, în tricouri cu dungi, au avut ca adversari pe cei de la Sarmigetica. A fost o primă repriză echilibrată, spre finalul căreia oaspeții au reușit să deschidă scorul. În partea a doua, echipa din Râmnic a fost mai insistentă, iar eforturile micuților vâlceni au fost încurunate de succes prin alte două reușite, care le-au adus victoria cu 3-0. A fost frumos, ne-am jucat și a fost foarte bine. A fost cel mai minunat meci care l-am văzut odată și am dat numai goluri. E foarte minunat fiindcă am câștigat. Și portare, cum a fost? N-ai luat niciun gol? Da, a fost foarte bine și m-am distrat. A fost foarte bine, m-am distrat, ne-am jucat. Voi da primul gol, cum a fost? Da, eu sunt capitanul echipei. Așa. Și a fost distractiv să dau golul și ce să fac. L-am ajutat la acea centrare special pentru gol, ca să putem să întrecem și ne-am distrat. Foarte frumos, am venit aici să mă distrez și am văzut ceva amuzant de la capitanul nostru. Prichindeii din Drăgășani au primit înfrângerea cu mult spirit de fair play. A fost bine pentru că nu contează să câștigăm, doar să ne distrăm. A fost frumos. De ce? Am jucat distractiv și ne-am distrat și ne-am jucat. A fost foarte frumos și sperăm să facem foarte bine, să jucăm.
A urmat jocul dintre Hidro Râmnicu Vâlcea în echipament verde și formația clubului privat Atletico din Craiova. A fost un adevărat galop de sănătate pentru echipa vâlceană, care și-a trecut în cont numai puțin de 16 goluri față de cele numai 3 înscrise de craioveni. O victorie categorică așadar, rezultat în urma căruia vâlcenii luaseră o serioasă opțiune pentru câștigarea competiției. Bună ziua, a fost foarte frumos și... Ușor, bine și am jucat și frumos. A fost destul de ușor. Scorul cât a fost? 16-2, 16-3. Destul de ușor mi s-a părut. Foarte frumos. A fost cât de cât corect. Pentru mine meciul a fost foarte ușor pentru noi. Am bătut multe meciuri, un joc pierdut, dar nu contează. O să mai câștigăm și alte meciuri. Bună ziua! Pentru mine a fost meciul foarte bine, am dat 5 goluri. Am stat și în poartă, am jucat foarte bine și Domnul m-a felicitat. Cei de la Hidro Râmnicu Vâlcea, în același echipament verde, au rămas în teren pentru jocul împotriva gazdelor de la GIP Mihăescu Drăgășani. A fost o nouă victorie categorică pentru râmniceni, care s-au apropiat tot mai mult de cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Sarmigetica Râmnicu Vâlcea, în echipament albastru, a jucat apoi împotriva echipei craiovene. A fost un meci cu multe goluri, dar extrem de echilibrat, iar vâlcenii s-au impus la limită. A urmat poate cel mai spectaculos joc al turneului. Partida dintre GIP Mihăescu Drăgășani în tradiționalul echipament cu dungi și formația craioveană. Meciul avea o miză extrem de importantă, ținând cont de faptul că ținta era treapta a treia a podiumului. Cele două formații s-au aflat pe rând în avantaj, dar spre final scorul era 6-6, moment în care craiovenii au avut șansa victoriei, însă portarul gazdelor a apărat o lovitură de pedeapsă, astfel că meciul s-a încheiat la egalitate. Am apărat un penalti, a fost frumos și am jucat cum se cut bine. A fost foarte frumos meciul ăsta și mi-a plăcut. A fost foarte mișto meciul și că a fost egalitate și că ne-am distrat. A fost foarte frumos. De ce? Pentru că... Pentru că am condus de câteva ori. Am condus de câteva ori și... Și am vrut să dau goluri multe. A fost frumos. Totuși, chiar dacă pierdem, trebuie decât să ne distrăm. Distracția e mai bună. Mie mi-a plăcut totul, că a fost și ușor, a fost puțin greu, dar mi-a plăcut că i-am și egalat, am și câștigat. Mie mi-a plăcut că n-am pierdut din nou. Mie mi-a plăcut pentru că a fost frumos și întotdeauna mi-am dorit să vin la fotbal. No. Eu m-am distrat foarte bine și m-am antrenat și m-am jucat. Eu am dat 4 goluri și măcar că n-am pierdut iarăși. Mie mi-a plăcut, a fost frumos, anul ăsta am pierdut, dar poate la unul o să câștigăm. Și totuși, disputa nu se încheiase pentru că nu a fost stabilită câștigătoarea. S-a trecut așadar la executarea loviturilor de departajare, serie deschisă de echipa din Craiova. Gazdele de la GIP Mihăescu Drăgășani s-au impus așadar la limită și au ocupat poziția a treia, în timp ce micuții craioveni se pot considera și ei învingători, chiar dacă au încheiat competiția pe locul 4. Mi-a plăcut foarte mult la turneu. De ce? A fost foarte frumos. Bine. De ce? Pentru că am jucat fotbal și pentru echipă totul a fost bine. A fost frumos și foarte bine, dar ne bucurăm. Pentru tot ce a fost aici și că noi suntem o echipă bună. Bună ziua, în primul rând, mulțumim organizatorilor pentru această frumoasă competiție. În primul rând, aș vrea să salut pe prietenul meu, profesorul Narcis Enăchescu, pentru tot ceea ce a făcut în Drăgășani. Îmi pare rău, de asemenea, pentru tatălui pe care l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, să-i fie țărna ușoară. Am venit de respect pentru dumnealui la această competiție.
competiția a fost reușit, organizată, copiii se bucură de cele mai bune condiții. Ce să zic, pe viitor sper să participăm cu mare drag în continuare la Drăgășani și măcar 2-3 copii din ceea ce am văzut astăzi sunt sigur că pot să ajungă fotbaliști. Să trecem acum și în tabăra învingătorilor din, să-i spunem, finala mică. Mie mi-a plăcut, a fost super, vreau să ajung jucător la Dinamo. A fost bine, am câștigat la penalti, ne-am distrat și am jucat. Mie mi-a plăcut foarte mult și data viitoare când o să mai avem un meci, o să-mi placă și mai mult. Eu am fost foarte uimit că Cristi a apărat niște goluri și că am câștigat și că ne-am distrat. Mie mi-a plăcut că am câștigat mult. Mie mi-a plăcut pentru că am câștigat și întotdeauna mi-am dorit să câștig și să dau un gol. A fost foarte frumos și ne-am distrat foarte mult. Mie mi-a plăcut foarte mult și când o să fie Maie, să fie echipa asta ca lui Ronaldo. În ultima partidă a competiției celor mici, Hidro Râmnicu Vâlcea pornea ca favorită certă în fața celor de la Sarmigetica, fapt dovedit și pe parcursul jocului, în care au înscris din nou pe bandă rulantă, au învins categoric și au câștigat turneul, secundați de adversarii lor din această partidă. Mie mi-a plăcut cum a antrenat. A fost foarte bine, un meci în prima repriză mai echilibrat, în a doua mai ușoară. Bine, și am jucat și bine. Sper că o să luăm un loc întâi. Da, sigur. Am câștigat toate meciurile datorită nouă și după aia o să luăm și cupele, fie unul pe locul întâi, locul doi, locul trei și locul patru. Mă simt atât de fericit că am câștigat primul meu turneu pe locul 1. Oh, Doamne, nimeni nu are, cred că, impresia mea acum. Foarte ușor. De ce? Pentru că noi ne-am pregătit foarte mult și, na, am câștigat. A fost foarte ușor. Am jucat în pase și până am dat gol. Și am câștigat și acum să vedem. Da. A fost frumos, dar nu prea a fost corect. De ce? Îmi dau faulte și prea mă ceartă pe mine, că le dau și o faulte. A urmat o festivitate de premiere extrem de emoționantă pentru micuții fotbaliști, care așteptau cu sufletul la gură momentul decernării premiilor. Pentru început însă, principalul organizator, profesorul Narcis Enăchescu, i-a premiat pe antrenori. Eu, personal, vreau să premiez antrenorii, colegii mei, pentru că, în general, antrenorii nu se premiază la toate turneele pe unde am fost. Eu trebuie să fac lucrul ăsta, pentru că muncesc foarte mult. Și probabil cei care sunteți aproape de ei vă dați seama cam cât muncesc ca antrenori și pot să fie atenți la toți copiii. Este o muncă foarte grea, le ia foarte mult timp și pentru asta vreau să-i felicit și pentru prezența la această competiție. Mulțumesc frumos! Atletico Craiova, Daniel Nițoiu, profesor Daniel Nițoiu, colegul meu. Sabu, colegul meu de la Vâlcea, Adrian Sabu, felicitări și câștigătorul competiției. Prietenul și colegul meu, Adi Glăvan, de la Sarmigeti, care a fost. Evident că premierea plichideilor a constituit un moment care nu necesită niciun fel de comentariu.
Țin să felicit în primul rând Clubul Sportiv Drăgășani G. Mihăiescu pentru această competiție. Este în totalitate meritul lor. Noi suntem onorați că am fost invitați și suntem încântați de copii, dorindu-ne ca ei să facă sport cât mai mult de acum înainte. Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea promovează sportul în școli și vă spun sincer că ne dorim să intensificăm activitățile sportive din școlile din județul nostru.
Da, mă bucur să văd că se vede entuziasmul pe fața lor și bucuria de a juca fotbal, o luptă strânsă și mi-aduc aminte de copilărie că la fel eram și eu la fel de entuziast și mă bucur că domn profesor organizează astfel de turnee pentru că copiii au numai de învățat din acest turneu. Totul a ieșit bine pentru prima zi, excelent, mai ales premiera de la cei mici, că sufletul acestei competiții a fost grupa 2008, cele mai spectaculoase meciuri, cei mai mici copii și de asta a fost foarte spectaculos. Țin să mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și de tatăl meu, că asta este și ideea acestui memorial, suntem la a treia ediție și în amintirea tatălui meu organizez această competiție. Este prima oară când o organizez la Drăgășani, un turneu de anvergura asta și sunt foarte mulțumit de cum au ieșit copiii, au fost extrem de mulțumiți și asta e cea mai mare realizare. Am avut plăcerea să avem alături de noi pe doamna inspector general Andra Bică, pe juristul Federației Române de Fotbal Adi Stângaciu, pe produsul nostru al CNG Miescu Adiță Păun, jucătorul CFR Cluj și național ai României, pe doamna director Nițo Ioana, a Colegiului Național Gimiescu, care ne susține în tot ce facem și alături de noi și mai ales alături de acești copii. Mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și sper că se va organiza din 2 în 2 ani, sper că peste 2 ani să fie din nou o asemenea competiție. Este dificil de realizat, dar în amintirea tatălui meu o să fac tot ce e posibil.